Sasha? Sasha? High five! High five, Dad! High five, hai! Neața! Neața! Mergem până în centru, vrei să mâncăm o omletă. Aroganță, e la 5 minute distanță de mers pe jos, adică... Sau mă rog, sperăm să mergem să mâncăm omletă. Cu siguranță o să cădem într-o porție de mici sau ceva. Hai cu noi! Ce e aia, Giole? O copiuță. Nu e Giole, nu e copiuță. Este o șansă în plus la examen. Este un ajutor. Este ridicol de amuzantă berica asta. Mi se pare incredibil, tare că sunt foarte mulți turiști în oraș. Adică, cât am stat noi aici la carul cu bere, au trecut sute, fără nici cea mai mică exagerare. Și uitați-vă și voi ce e în față. Plin de turiști străini, frate. Vreau să facem o chestie pe care vreau să fac de mult, să ne luăm de la cofetărie, de la Casa Capșa, ceva, e mai încolo. E una dintre cele mai vechi și lăudate cofetării din București, Casa Capșa. Nu e Cremeria Emilia sau ceva, e old school, așa. Ia să vedem. Scuze dacă nu ne-a spus așa. Noi am fi vrut să mâncăm înăuntru, dar nu ne lasă cu Sășica, adică ne-a lăsat să intrăm cu ea să cumpărăm, dar nu ne lasă să stăm acolo să mâncăm. A fost super drăguț oricum, da, adică chiar a zis drăguț că v-aș lăsa, dar nu... Bun, am luat două savarine pe care le mâncăm acasă. Foarte fericit ești, hai! Hai! Doamnă și noi, savarinăleală! Savarinelă generală și de... cum era? Tail... Handmaid's tail. Și... improvizația georgianei. Și Georgiana a făcut o improvizație pentru că perdelele noastre nu se unesc și a pus un cărlig. Nu se unesc pentru că sunt blocate în părți. Cum e, Giule? Bună. Cum e? Bună. Da. Se mereu și pentru că perdea. Bun, ce bun. Recomandăm savarina de la Casa Capșa. Eu cred că vlogul de azi e posibil să fie sacrificat. Deci eu cu Ionesca stăm în casă de vreo 4 ore și ne uităm la The Handmaid's Tale și pur și simplu nu vrem să ieșim din casa afară, pe geam l-am uitat și e un cer cel puțin superb cu nori și o vreme și da, dar noi totuși stăm în casă. Să știi că e în același stil cu noi. Așa că am mai desfăcut o sticluță cu vin. E un vin, e 20 de lei la Mega și e chiar bun. Merge de minune cu brânzică. Și terminăm serialul, mai sunt vreo 3 episoade. Și pe aia vedem ce se mai întâmplă. Cineva a scris în comentarii că e fițoasă. L-am văzut și a răspuns cineva și a spus că nici măcar n-am vorbit. Eu i-am răspuns. A răspuns cineva? Da, da. Da, în vlogul respectiv nici eu n-am zis nimic. Dar asta e fițoasă, că nu vorbește la cameră, știu? Ionasca are poftă de paste, așa că mergem la Don Vito. Sau cum se numește ăsta, Cafe Bistro New York. Eu am chef de paste de pe la ora 7, așa. Dacă ne-a plăcut serialul... 10, am terminat 10. Serialul, by the way. Se termină ca dracu. Da. Ne-am pierdut o zi degeaba, adică stăm ca să așteptăm sezonul 2 acum. Mamă, și pastele, uitați ce bine arată, astea de care sunt? Milaneze. Milaneze și asta e pizza diavola, cu sos picant. Poftă mare. Poftă mare și ție, Vito. Ce frumos e de acolo. Mă, o fi deschisă terasa aia? De la, nu cred că e pe... E de la hotel. O să încercăm, trebuie să ne intersectăm. Trebuie să ne intersăm. Aici la Vagheru. Da, așa. Bun, ideea e că am o pungă de cumpărători pe umăr, pentru că Georgiana, cum a ieșit din terasă, a intrat la cumpărători și a luat o grăs de chestii.
Așa. N-am Georgiana. Atât de multe chestii. Tot timpul spui bine, ca și cum ești un șoc alcoolic. Bine, ai dreptate, ai dreptate. Hai să facem recenzia, că stai bine filmul. Hai la măsă. Da, la Borcan. Deci am fost la New York by Trattoria Don Vito, sau cum s-o da, numi. E terasa de la Trattoria Don Vito, da. Vis-a-vis de Don Vito. Atmosferă? Mi-a plăcut. 4,500 și ce, da. Atmosferă așa frumoasă, caldă, intimă. Da, că... au și o chestie de aia să facă căldură acolo, da, e bine. Da, chiar mișto. 4,500 și ce, da? Da? Mâncarea? Super bună, tot 4,500. Impecabilă, pizza, pastele, bestiale. Servierea? Aș da un 4, doar pentru că s-a mișcat cam greu, dar au fost foarte drăguți. Foarte și dacă vor dacă și aduși să zici ce pică, da. Da, a fost simpatic. Hai să dăm 4,5. Hai că dăm 4,5, că au grijă de Sasha. Prețurile sunt destul de piperate. Da? Dar porțiile sunt foarte mari, adică... Da, merită bani. Merită. Adică... Deci, 4. Da, 4,5. Deci nota finală 4,35. Da. 4,40. Da. Mai mergem, vă recomandăm. Dar n-am spus cât a costat ce ne-am luat. Păi, dar niciodată nu spunem. A, da, mie. Acesta a fost review-ul de azi. Ce faun să știi că acolo? E bine? E bine? Băi, cum mai...